24 iulie, operațiunea Ninja pe seară, fără fum. Rapid ridicăm caturile de pe izgonitoare. Deja am luat izgonitorul jos, am pus podișorul și le încărcăm rapid în remorcă. Avem câțiva viespi. Mai avem la unele câteva albine care cum s-au izgonit. Vă ziceam că uneori trebuie și 24 de ore pentru o izgonire mai bună, dar eu le las așa la liber în remorcă și nu ies albinele pe drum, n-am probleme acasă să mă încurce. Acum câteva albine, dacă mai ajung în laboratorul de extracție, nu-i o problemă. Deci cam asta fac eu. Am câțiva cu două caturi, uite la asta am luat deja, și câțiva doar cu un cat la izgonit și cei care au un cat la izgonit au încă un cat cu miere care aduc caturile astea goale după izgonire și pun din nou acel cat prin cu miere, îl pun la izgonit, dar trebuie să-i dai un cat în care să izgonește albina. Na, și de asta fac așa, ok. Dau înainte să termin cât mai repede, să nu mi se strângă albină. Încă mai este cules, am văzut un lan ieri de lucernă. Floarea de soare e terminată, pot să zic, dar mai am ceva lucernă și sunt curios și eu să văd cât bag. Am reușit să-i dau la cel de pe cântar, vedeți cântarul aici. I-am dat acum un cat gol și am pus al treilea cat, s-a dat două caturi cu miere, trei caturi cu miere. L-am pus pe al treilea la izgonit și sunt curios să văd pe mâine seară cât bagă, dacă bagă serios încă de la acel lan. Bun, gata cu povestea că mai am de ridicat caturi și uite, mi se mai strâng albinuțe, trebuie să mă mișc repede. Cam așa pot să le las direct cu api liftul. Foarte grele, deci le simt din cărucior, undeva peste 50 de kg precis caturile astea două pline. Și le las aici și pe urmă le împing eu mai încolo cu mâna, manual. Cam așa mă descurc în remorca asta, încărcare doar prin spate, dar tot e foarte, foarte de ajutor faptul că le pot pune fără să mă rup de spate aici în remorcă. Uite, cred că m-am înșelat legat de culesul care e în desfășurare, sau cel puțin acum pe seară au apetit la furtișac, s-a strâns ceva albină. Oricum, ăsta e ultimul cules pe anul ăsta la care nu acopăr corpurile când le pun în remorcă. Deci de aici înainte, fiecare corp care vine acoperit și tot așa, un pic mai încet merge lucru, dar nu se mai strânge albină. Acum eu sper să nu fi intrat foarte mult printre faguri și să iasă la transport. Recunosc că e una dintre cele mai bune recolte pe care o duc. Sunt 16 caturi din astea de 12 rame, sunt câte 10 de azlățite, full căpăcit, și cam încă pe atâta mai am de ridicat. Deci voi avea ceva de extras, dar merge cred că destul de repede cu mașina de descăpăcit și o să vedeți în filmul următor. Am reușit să-mi dotez laboratorul cu încă două elemente destul de importante care ar trebui să mă ajute destul de mult. Acum eu vă salut, se lasă și seara la noi și o iau și eu încet spre casă să văd cum rezolv cu albina asta care o să mă urmărească un pic, dar nu o să mă urmărească ea tot drumul. Vă doresc toate cele bune. Mihai Rus, tuparu.ro. Înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. Numai bine! Sănătate!